Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou și astăzi suntem în fața dumneavoastră cu o nouă temă și, bineînțeles, cu un nou invitat, un prieten al emisiunii noastre și un slujitor al lui Dumnezeu deosebit. Așa că îi spunem un bun venit domnului pastor Mihai Micula, bineînțeles, slujitor la Biserica Creștină Baptistă Betel, Satul Mare și, de asemenea, vicepreședinte cu pastorala la Uniunea Bisericii Creștine Baptiste din România. Frate păstor, bine ați revenit la noi în emisiune. Bună seara și Dumnezeu să vă binecuvinteze și bine v-am regăsit. E o bucurie pentru mine să fim din nou împreună și să ne bucurăm în părtășie în felul acesta, în vremea aceasta. Slavă Domnului și, noi ne bucurăm că putem sta de vorbă și mai mult să împărtășim și altora discuția noastră, mai ales că în seara aceasta v-am provocat la o temă legată de mulțumire și recunoștință, am spus eu, pe calea credinței. Sunt două noțiuni foarte importante în viața omului, dar mai ales în viața creștinului, și împreună cu dumneavoastră în seara aceasta încercăm să vedem ce înseamnă mulțumirea și mai mult ce înseamnă recunoștința din perspectiva creștină, din perspectiva Sfintei Scripturi, mai ales că în, odată cu trecerea timpului vedem că tot mai puțin auzim cuvinte de mulțumire. Oamenii devin mai nemulțumitori, mai, să spunem, cârcotaș, procesul acesta de nemulțumire, de a vedea pe altul mai bine decât se află el. Și aici revenim la fie la relația noastră pe orizontală, mulțumirea și recunoștința între noi oameni, dar bineînțeles cel mai grav este relația noastră cu Dumnezeu. Pe verticală, mulțumirea și recunoștința față de ce Dumnezeu ne-a dat, ne-a binecuvântat până în zilele noastre. Haideți să vedeți cum să ne orientăm puțin de la titlu. Cum vedeți dumneavoastră tema aceasta a mulțumirii și a recunoștinței în vremea de azi și provocările pe care le avem, mai ales că și dumneavoastră probabil vă întâlniți cu aceleași probleme și aceleași concluzii pe care le-am spus și eu mai devreme? Așa este, trăim într-o vreme și într-o generație în care mulțumirea este la rang de virtute și virtuțile sunt puține. Oamenii sunt nemulțumiți. Nemulțumirea este, o întâlnim în viața de familie, nemulțumirea o întâlnim chiar și în biserică, nemulțumirea o întâlnim în societatea în care trăim noi. Și cred că ar trebui să pornim de la premiza de ce este importantă mulțumirea. Mulțumirea nu este ceva facultativ, mai ales din perspectiva relației cu Dumnezeu, ci mulțumirea este voia lui Dumnezeu cu privire la viața fiecărui credincios, fiecărui copil de Dumnezeu. Aș vrea să citesc doar un singur verset pentru început din Epistola către Tesaloniceni, prima epistolă, capitolul 5, versetul 18. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Dorința unui copil de Dumnezeu, unui creștin, ar trebui să fie să trăiască în voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu cu privire la fiecare creștin. Și nu mă refer la apartenența religioasă, ci mă refer la o calitate autentică. Ar trebui să fie mulțumirea și recunoștința. Spuneam că nu este ceva facultativ, opțional, ci este o poruncă. Mulțumiți lui Dumnezeu. Mulțumirea este o poruncă dată de Dumnezeu. De aceea este important să înțeleg că mulțumirea este reflexia voii lui Dumnezeu pentru viața mea personală, dacă sunt copil de Dumnezeu. Mai e un detaliu care vreau să-l prindem aici. Mulțumirea nu înseamnă doar exprimare de câteva cuvinte așezate într-o propoziție sau o frază, ci mulțumirea trebuie să fie un mod de viață zilnic. Acum se naște o primă întrebare. De ce are nevoie un om ca să poată mulțumi? Să fie mulțumit. Foarte important. Să fie mulțumit. Ca să pot mulțumi, trebuie să fiu mulțumit. Problema este că trăim într-o generație, așa cum spuneam la început, în care
suntem nemulțumiți aproape de toate aspectele vieții cotidiene. Am ajuns să fim nemulțumiți până și de Dumnezeu. Și sunt foarte mulți oameni care poartă numele de creștini, dar în vremea aceasta au tot felul de întrebări în care își exprimă nemulțumirea față de Dumnezeu. Unde este Dumnezeu? De ce Dumnezeu îngăduie? Ca și cum Dumnezeu ar fi de vină pentru ce se întâmplă în viața personală, pentru ce se întâmplă în viața de familie, în societate, în națiune sau pe mapa mond. Este important să fiu mulțumit, să fiu mulțumitor ca să pot mulțumi. Acum, ca să pot fi mulțumitor, este important să îmi dau seama de binecuvântările pe care le am. Cineva spunea așa de frumos, mulțumirea îl face pe sărac bogat, iar nemulțumirea îl face pe bogat sărac. Este foarte important să fiu mulțumitor pentru ceea ce am. Și poate ar trebui să identificăm câteva binecuvântări de care Dumnezeu ne-a făcut parte și pentru care pot să mulțumim și pot să fiu mulțumitor. Haideți. Una dintre ele, care este de actualitate și peste câteva zile vom sărbători, este jertfa Domnului Iisus Hristos. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos, eu, fratele Cătălin și fiecare om care dorește se poate numi copil de Dumnezeu. Se poate bucura de iertarea păcatelor. Se poate bucura de naștere din Dumnezeu. Poate să ajungă din nou să fie în relație personală cu Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos a murit acum 2000 de ani. Noi putem să ne numim copiii lui Dumnezeu. Îl putem numi pe Dumnezeu Tatăl nostru, care ești în ceruri. Este o mare binecuvântare să fii mântuit, să fii iertat, să nu trăiești sub povara păcatelor, să știi că cineva a plătit prețul lor și Dumnezeu, pe baza acelei lucrări, acelei jertfe, te-a iertat. Ți-a scris numele în cartea vieții și trăiești pe pământ, dar aspirațiile noastre nu sunt legate de pământ, ci sunt legate de cer, de împărăția lui Dumnezeu, de locul pe care Hristos îl promite ucenicilor că îl pregătește pentru ei și pentru toți cei care au acceptat jertfa Domnului Iisus Hristos, l-au acceptat pe Hristos ca mântuitor. Și cred că în perioada aceasta, dacă avem o motivație să fim mulțumitori, este pentru Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit pe pământ și a murit pentru mine și pentru păcatele noastre ale tuturor. O altă motivație pentru care putem fi mulțumitori este familia. Aici este una dintre zonele în care am stat mult în ultimii ani și am meditat ce binecuvântare este să avem o familie. Noi avem mulți copii, dumneavoastră știți, și am mai făcut emisiune pe tema aceasta. Chiar mă gândeam cum vedeți dumneavoastră și din perspectiva familiei extinse pe care o aveți, că până la urmă pentru cei care nu-și aduc aminte, dumneavoastră pe lângă copiii pe care Dumnezeu vi-a dat, v-a mai dat încă o altă familie extinsă, 25. Copii, da? O familie pe care dumneavoastră o îngrijiți și practic îi duceți, i-ați luat așa și îi duceți până când Domnul vă va da putere, îi duceți până vor ajunge pe propriile picioare. Și chiar sunt curios cum vedeți mulțumirea aceasta a familiei față de familie și din perspectiva a familiei născute și din cea pe care Dumnezeu v-a dat-o. Frate Cătălin, am fost binecuvântat cu doi părinți credincioși cu frică de Dumnezeu. Deși spun eu, dar ca și mine, probabil sunt mulți alți care spun că am avut cei mai buni părinți care sunt pe fața pământului. Dar după ce am început proiectul numit Casa Speranței cu cele două case, mi-am dat seama că poate nu totdeauna am apreciat părinții care am avut așa cum ar fi trebuit. După, cred că 7 sau 8 ani după ce am început proiectul, am avut în biserica pe care o păstoresc sărbătoarea mulțumirii. Și la un moment dat am lăsat liber în biserică ca oamenii să poată să vină în față și să își exprime mulțumirea lui Dumnezeu pentru o binecuvântare pe care au primit-o. Cei care au dorit, doar cei care au dorit, dintre cei care participau la acel serviciu din biserică, au venit în față la microfon și au spus: eu mulțumesc Dumnezeu pentru, eu mulțumesc Dumnezeu pentru.
Majoritatea copiilor au venit în față, dar dintre cei mai mari au fost câțiva care au spus și încerc să parafrazez acum. Probabil mulți dintre cei care mă ascultați nu știți ce înseamnă să n-ai tată și să n-ai mamă, să n-ai familie. Noi cei care suntem aici știm și se referă la cei din Casa Speranței. De aceea noi mulțumim lui Dumnezeu pentru că astăzi avem o familie și aveau lacrimi în ochi. Și spunea o fetiță, ce mare binecuvântare să ai cuiva, o persoană care să-i spui mamă, să-i spui tată, să ai frați, să știi cuiva că cuiva îi pasă de tine, că te așteaptă, că atunci când ești bolnav, te mânghie și te strânge în brațe. Și a spus, una dintre marile binecuvântări pe care Dumnezeu le-a adus în viața noastră este familia. Ascultând câteva mărturii, mi-am dat seama că familia e o mare binecuvântare. Dumnezeu este cel care o dă. Unii am avut-o din primul moment al vieții. Copiii ca cei de la Casa Speranței, Dumnezeu le-a dat un pic mai târziu. Dar familia trebuie să fie acea oază de liniște în care se regăsește sau se găsește liniștea și pacea și armonia fiecare persoană. Sau ar trebui să-și o găsească. Familia este opera lui Dumnezeu și ne uităm ce bătălii se dau în vremea aceasta pentru familie. Cred din toată inima că ar trebui să fie un alt motiv de mulțumire înaintea lui Dumnezeu, familia pe care o am. Eu să mulțumesc Dumnezeu pentru soție, pentru copii, soția să mulțumească pentru soț, pentru copii, părinții pentru copii, copiii pentru părinți. Dar un motiv de mulțumire și de recunoștință înaintea lui Dumnezeu ar trebui să fie familia. Ca și păstor, consiliez de multe ori crize care apar în familie. Și când sunt crize, mai ales în relația soț-soție, oamenii vorbesc de multe ori sub impulsul supărării care este. Țin minte, cu ani de zile în urmă, consiliam o familie, nu erau membri în biserica noastră, dar conjunctural ne cunoșteam și au apelat, m-au rugat să stau de vorbă cu ei și el era foarte supărat pe ea, că nu mai e cum e la început, că dar știam familia. Și am zis, bun, în toate supărările care le ai, ai vreun motiv de mulțumire pentru soția care o ai? Și mi-a spus nu. Știam că a fost bolnav și a fost în spital. Și atunci am întrebat, dacă ai fost în spital, cine a mers la tine să te viziteze? Cine a mers de multe ori să-ți ducă de mâncare sau să-ți cumpere tratamentul de care aveai nevoie și care nu era în spital? Cine a avut grijă de copiii care erau acasă? Cine a avut grijă de familie în timpul acesta? Și mi-a spus, nu m-am gândit. Și am spus, asta e problema noastră. Că multe din binecuvântările care le avem le luăm ca și cum normale, parte din viață. Și uităm să le mai apreciem. Și știți că ne apreciem noi. Este ceva specific, probabil, nouă românilor. Apreciem binecuvântările când nu le mai avem. Așa este. Atunci ne dăm seama de profunzimea și intensitatea lor. Iar când le avem, atunci, probabil, suntem destul de indiferenți. Spuneam, de asemenea, tot în contextul familiei, era o criză între relația părinți-copii și un tânăr mai rebel, că abia aștept să împlinesc eu 18 ani să mă duc de acasă. Ma, printre alte întrebări am spus, auzi, bun, ai 18 ani, te duci unde te duci? Nu știu. Să presupunem că te duci departe, cât de departe pot să merg. Bun, te duci departe, ajungi acolo, unde te culci? Nu știu. Că trebuie să dormi, te apucă foamea, ce mănânci? Păi nu știu. Zic, ai atâtea nu știuri încât până când vei găsi la răspuns la ele, eu zic că ar trebui să mulțumesc Dumnezeu pentru părinții care ai, pentru că ei știu și unde vei dormi și ce trebuie să mănânci, cu ce trebuie să te îmbraci. Și am spus, merită să-i apreciezi, pentru că e ușor să spui nu știu, dar ei nu pot să spună, pentru că sunt părinții tăi și te iubești și poartă de grijă. De aceea cred că fiecare component al familiei, că e soțul, că e soția, că sunt părinții, că sunt copiii, că sunt bunicii, trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu ne-a dus la oaltă. Și Dumnezeu este cel care ține familia la oaltă. Și știți, voi încheia subiectul acesta al mulțumirii pentru familie cu o imagine care o am foarte pronunțată în mintea mea. Părinții mei au fost căsătoriți aproape 58 de ani.
Dumnezeu a chemat-o pe mama acasă acum 12 ani. În urmă cu 10 ani, nu, la 10 ani de la mormântarea mamei, în cer iertare, ne-am dus să-l sărbătorim pe tata de ziua lui. Și l-am întrebat, pe tata avea 86 de ani atunci. L-am întrebat, tata, ce-ți dorești cel mai mult? Ce-ți dorești, matale, la 86 de ani? S-a uitat la mine și fără să stea mult pe gânduri a zis, mi-e dor de mama ta, abia aștept să o văd. După 58 de ani de căsătorie, încă mulțumea lui Dumnezeu pentru soția care a avut-o, deși deja era plecat la Domnul de 10 ani. Am învățat și acolo ce înseamnă să fii mulțumitor lui Dumnezeu pentru familia care o ai și să apreciezi persoana care este lângă tine. Probabil am putea continua pentru ce să mai mulțumim lui Dumnezeu. Să mulțumim Dumnezeu pentru biserica pe care, din care fac parte. Ei, aici este o mare problemă. O mare, știți cum e? Apropo, și familia și biserica sunt două capitole unde de obicei vin nemulțumiri foarte mari. Și dacă vorbim de biserică, știți cum suntem noi oamenii. Oricum ar fi în altă parte, zicem că e mai bine. Nu? Haideți să vedem ce putem discuta despre biserică, despre adunarea locală. Biserica perfectă pe pământ nu este. Și știți de ce nu este biserica perfectă? În primul rând pentru că fac parte eu din ea. Eu sunt o persoană imperfectă. Desăvârșirea nu e aici pe pământ. Desăvârșirea este în cer, în împărăția lui Dumnezeu. Dacă pornesc de la premisa aceasta că eu nu sunt perfect, atunci mă pot uita cu îngăduință la cei de lângă mine. Dar dacă ignor persoana mea și am așteptări foarte mari la cei de lângă mine, într-adevăr, biserica nu mai este pentru mine ceea ce Dumnezeu a hotărât să fie. O a doua familie, pentru că asta este biserica. O a doua familie mai mare, familia lărgită. Familia lui Dumnezeu. Deci, cred că depinde de perspectiva care o am. În primul rând legată de viața mea și apoi de frații mei. Noi suntem patru frați în familia biologică. Toți suntem în viață și ne bucurăm ori de câte ori ne putem întâlni. Când eram tineri și gândirea era copilărească, ne supăram unul pe altul, eram triști de multe ori și abia așteptam să scăpăm unul de celălalt. Au trecut ani peste noi, ne-am maturizat și am înțeles ce înseamnă un frate. Ce binecuvântare e să ai frați. Și un exemplu personal pe care aș putea să-l dau, făceam sport și de pe terenul de sport am ajuns în spitalul militar din Brașov. Și am avut parte de operații de mai bine de 3 ore. După operație a trebuit să încep să învăț din nou să umblu. Dar a fost o perioadă când n-am putut folosi piciorul deloc. Acolo mi-am dat seama din nou cât de importantă este familia, pentru că toți prietenii mei și colegii mei cu care de atâtea ori petreceam ore și zile, nici unul nu s-a interesat măcar de cum îs sau să vină să mă vadă. Știți cine au venit? Părinții mei și frații mei. Biserica este formată din copiii lui Dumnezeu, frați și surori, așa ne numim. Deși s-au dus în derizoriu denumirile acestea, frați și surori, și încă din vremea sistemului ateist s-a dat conotații greșite. Într-o familie sunt frați și surori, sunt părinți, tată, mamă și copii care sunt frați și surori. În biserică tatăl este Hristos, capul. Noi suntem frați și surori, copiii lui Dumnezeu. Într-o biserică sănătoasă, frații simt împreună, se bucură împreună, plâng împreună, suferă împreună. Sunt o familie pe care Duhul Sfânt o duce în aceleași simțăminte, sentimente. De aceea biserica trebuie să fie o binecuvântare, pentru că am frați și surori. Acolo sunt împărtășie cu unii oameni care simt împreună cu mine, se bucură împreună și cu mine și plâng împreună cu mine. Dar mai important decât asta, biserica este locul în care familia se întâlnește în prezența lui Dumnezeu. E bine părtășia cu Dumnezeu acasă, în cămăruță, pe altarul familiei. Dar cea mai mare bucurie pentru mine este când toți ai casă sunt împreună. Cred că
unitatea sfinților, a fraților și a surorilor într-o biserică în prezența lui Dumnezeu este un motiv de bucurie și de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Știți când ajunge un om să prețuiască biserica? Și asta o spun dintr-o constatare de-a lungul anilor de lucrare pe care am făcut-o. Atunci când nu mai poate merge la ea. Câte vreme omul poate să meargă la biserică și este în alegerea lui. Să știți că de multe ori oamenii stau în cumpănă, se uită cum e vremea afară, dacă e prea cald, dacă e prea rece, cine predică, s-ar putea spune, s-o obișnui cu multe. Și mulți oameni sunt selectivi în ce privește ziua sau programul la care merg. Dar trec ani, vine cazurile și unii ajung fie în spital, fie acasă, imobilizați la pat. Vă rog să mă credeți. În toate vizitele pe care le-am făcut la oameni care nu mai puteau să vină la biserică, una dintre dorințele pe care le aveau și de cele mai multe erau în top, era numărul unu, era ca Dumnezeu să îngăduie să mai ajungă încă o dată la biserică, să se bucure împărtășia fraților, împărtășia surorilor, să se bucure în prezența lui Dumnezeu împreună cu ceilalți frați și surori. Biserica este un alt motiv de mulțumire. Am putea merge mai departe. Să mulțumesc lui Dumnezeu pentru Sfânta Scriptură, pentru Biblie, pentru cuvântul Său. Pentru că spuneam că Dumnezeu are un plan cu fie viața fiecare dintre noi. Unde pot eu înțelege voia lui Dumnezeu cu privire la viața mea? Citind cuvântul lui Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu înțeleg voia lui Dumnezeu cu privire la viața mea. Nu știu când a fost ultima dată când am mulțumit pentru cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu își descoperă voia Lui cu privire la viața mea, la casa mea, cu privire la viața terestră, cu privire la viața eternă. În cuvântul Său pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Apoi sunt multe alte motive de mulțumire. Gândindu-mă la binecuvântările de care Dumnezeu mi-a făcut parte. Să mulțumesc Domnului pentru slujba care o am. Să mulțumesc Domnului pentru că în vremea aceasta îmi poartă de grijă nevoile materiale care le am. Într-o vreme în care sunt pe glob atâtea locuri în care oamenii mor de foame, Dumnezeu ne poartă de grijă și nevoile materiale care le avem. Sunt multe motive de mulțumire. Eu le-am pus toate într-o categorie, categoria binecuvântărilor, dar în 1 Tesaloniceni 5, cu versetul 18, Dumnezeu spune: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate. Exact. Asta înseamnă nu doar pentru binecuvântări, ci eu trebuie să fiu gata să mulțumesc Dumnezeu și pentru încercări, pentru necazuri, pentru lucrurile care nu-mi plac. Acum problema se pune, cum să mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce nu-mi place? Cum să mulțumesc lui Dumnezeu pentru necazuri? Frate Cătălin, am știut ca principiu, dar am înțeles la modul practic în viața mea personală cât de important e să pot mulțumi Dumnezeu și pentru necazuri. Și chiar pot mulțumi Dumnezeu și pentru necazuri. În octombrie am fost împreună cu soția internați mai bine de o jumătate de lună în spital. O săptămână, 24 de ore din 24 de ore a trebuit să port masca de oxigen. A treia noapte a fost o noapte crucială, poate una dintre cele mai grele nopți pe care le-am avut în toată existența vieții mele. Nu țin minte să mai fi avut o noapte similară. Durerile erau mari, mi-au făcut mai multe calmante, nimic nu-și făcea efectul. Era, cred că trecut de două dimineața, stăteam pe marginea patului și nu înțelegeam nimic. Am zis, Doamne, ce ar putea eu găsi bun în necazul acesta? Oare ce să, pentru ce să-ți mulțumesc? Că mă doare tot trupul, că durerile sunt mari. Și mi-a dat seama în acele momente că am pentru ce să mulțumesc lui Dumnezeu. I-am spus la un moment dat lui Dumnezeu, Doamne, tot ce te rog este să mă ajut să simt prezența Ta, că aici nu sunt singur. Și frate Cătălin, a fost una dintre cele mai extraordinare părtășii cu Dumnezeu pe care le-am avut în viața mea, acolo în acel salon de spital. Am simțit cum salonul acela se umple. Aveam sentimentul la un moment dat că dacă întind mâna, Dumnezeu e atât de aproape încât îl ating.
a fost una dintre cele mai frumoase părtășii care le-am avut cu Dumnezeu în viața mea. Și am mulțumit lui Dumnezeu acolo în ecazul acela, pentru prezența Lui, pentru că mi-am dat seama că das acolo, dar Dumnezeu nu mă lasă singur, Dumnezeu este cu mine. M-am uitat la soția mea care era în patul de vis-a-vis, eram noi doi în salon. Și am zis, Doamne, și ăsta e un motiv de mulțumire. Că nu sunt singur, ce? Și soția mea este aici. Adică putem să ne încurajăm unul pe celălalt. Putem să ne ajutăm unul pe celălalt. Putem să ne sprijinim unul pe celălalt. Putem fi unul lângă celălalt. Și chiar făceam o glumă împreună cu soția mea. I-am zis, ți-aduce aminte în urmă cu 32 de ani, când am pornit în viața de căsnicie, am promis înainte lui Dumnezeu la altar că vom fi împreună, la bine și la rău, în bucurie și necaș. A zis, uite, după 32 de ani, încă ne împlinim această promisiune. În necaș ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu, de ajutorul lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte de mărturia unui medic când am ieșit din spital, care ne zice așa, domnul Micula, văzând cum ați venit când v-ați internat, niciodată n-am crezut că vă voi vedea plecând cum plecați acum. Și mi-a spus, dincolo de tratament, de înțelepciunea noastră a medicilor, a cadrelor medicale, aici este ceva mai mult. Și-a arătat cu degetul în sus. Mi-a spus, doamna doctor, știu că îl cunosc și este tatăl meu. Putem mulțumi lui Dumnezeu chiar și pentru necazuri, în primul rând pentru că ne-a promis că va fi cu noi. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Dar nu vine doar a să facă act de prezență, ci ne dă puterea de a trece prin acele necazuri. Pavel spune în Filipeni, pot totul în Hristos care mă întărește. Ne dă și puterea de a trece prin acele necazuri. Pot mulțumi lui Dumnezeu chiar și pentru necazuri. Acum revenind din nou la această temă a mulțumirii. Oamenii nu mulțumesc, știți când nu înțeleg că toate binecuvântările vin din mâna lui Dumnezeu, că orice dar bun și desăvârșit vine de la Tatăl minunilor, la Tatăl nostru Ceresc. Știți cum percep eu asemenea oameni? Când eram copil, mergeam la bunici. Bunicii mei trăiau într-o zonă de munte. Bunicul, înainte de a se pocăi, avea mai multe livezi de fructe. După ce și făcea din ele țuică și alcool și îl vindea. După ce s-a pocăit, s-a oprit să consume alcoolul și s-a gândit ce să facă cu livezile. Și ce făcea era că păstra fructele și făcea ori dulceață din ele, dar hrănea porcii, purceloșii. Nu știu dacă... Și ce ne punea să facem, fiecare nepot când mergeam la bunici, aveam ziua când trebuia să ieșim cu porcii, cu purceii și ce trebuia să facem, să ne urcăm în pomul respectiv, da? Și să scuturăm pomul. Și cădeau fructele și pomii veneau și se răneau. Știți ce m-a intrigat? Și eram un copil de 90 ani, mă urcam într-un pom, scuturam, cădeau fructele și veneau purceloșii și mâncau. După ce țetăneam, mergeam la alt pom. Nici unul dintre ei nu-și ridica măcar așa ochii în sus să vadă de unde vine. Nu e interesat de unde vine. Ei ne-au interesat doar să mănânce, să consume. Au trecut ani și mi-am dat seama că de multe ori ființa umană este predispusă la asemenea atitudine. Iau toate binecuvântările. Iau mântuirea. Iau sănătatea. Iau familia. Iau biserica. Iau îmbrăcămintea, iau ca și cum mi se cuvin. De cele mult, sau de multe ori riscul este să mi le asum mie. Păi am pentru că toate acestea, pentru că am abilități deosebite. Și uite un lucru, că dacă Dumnezeu își trage mâna înapoi, totul se poate prăbuși pentru viața mea. Că dacă am ce am, este datorită Lui. El merită slăvit. Recunoștința mea trebuie să se îndrepte spre El și eu trebuie să fiu mulțumitor Lui în fiecare zi pentru toate binecuvântările de care îmi face parte, iar și pentru necazuri, pentru că necazurile, experiențele cu Dumnezeu sunt deosebite. Numai că noi suntem ca acea fetiță. Am auzit cu ani de zile, probabil unii dintre cei care vor urmări misiunea știu, dar nu e rău să ne reamintim.
Un pastor hotărăște să se ducă să discute cu un frate din comitet o problemă acasă, fiind invitat de fratele respectiv, și știa că are o fetiță dulce de vreo 3-4 anișori. Și a zis, mă, cum să mă duc la ea cu mâna goală? Că totdeauna fetița venea la biserică, că cobora de la amvon și se strângea în brațe. S-a oprit să-i cumpere o ciocolată. A ajuns în familie și cum a intrat în familie, fetița a venit și a sărit în brațe păstorului. Mă bucur că ați venit la noi. Și păstorul a spus, da, da, am ceva pentru tine. Și a scos ciocolata și a dat-o. Și fetița repede a rupt ambalajul și a început să mănânce și să muște din așa cu nesați. Mama, văzând lucrul acesta, a venit și a prins-o de mână și a oprit-o să mai bage în gură. S-a uitat la fetiță și a spus, cum spui? Fetița s-a uitat la mamă și apoi s-a uitat la păstor și a spus, mai vreau încă una. Așa sunt mulți oameni. Mai vrem. Am înțeles că un miliardar a fost întrebat odată de ce ar avea nevoie ca să fie mulțumit. Și răspunsul a fost puțin mai mult. Mai vrem. Dar este important, spunea cineva așa de mult, și așa de frumos, mi-a plăcut foarte mult, spunea, nu murmura că nu primești ceea ce îți dorești, ci fii mulțumitor că nu capești ceea ce meriți. Oricum, ceea ce avem nu este pentru că merităm, ci bunătatea lui Dumnezeu. Și ar trebui să fim mulțumitori pentru aceasta. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Foarte frumos, foarte frumos ați vorbit și exemplele pe care le-ați dat sunt exact din viața practică. Experiența aceasta a bolii, să știți, te aduce la o stare în care mulțumim lui Dumnezeu și pentru faptul că te-ai trezit din somn. Că, știți, ca unul care am trecut printr-o experiență similară, nu atât de ca dumneavoastră, nu în spital, acasă, am simțit ceea ce înseamnă să simți bucuria aia că te-ai trezit dimineața și că ești cât de cât bine. Mai ales, chiar mă întrebam la un moment dat, de ce toate nenorocirile astea, să spun așa, se întâmplă uneori noaptea, atunci când oamenii se odihnesc, atunci îți iese cel mai rău, poate. Când, mai ales când ești bolnav, de obicei, noaptea se întâmplă să fie rău. Sau... Dar Dumnezeu, în mila Lui, s-a îndurat de noi și asta trebuie să fie inima noastră foarte mulțumitoare. Și apropo de boală și de vindecare, mi-aduc aminte de pila celor 10 leproși. Aduceți-vă aminte, știți și dumneavoastră, e o pildă foarte grăitoare, nu trebuie explicată cu nimic. Câți dintre cei care au fost vindecați s-au întors la Dumnezeu, să mulțumească, să fie recunoscători, să zică ceva? Știți care e paradoxul? Mă gândeam, văzând tema aceasta, la mai multe texte din Scriptură care vorbesc despre mulțumire. Paradoxul din pilda aceasta este că oamenii aceștia erau într-o condiție umană foarte grea. A fi lepros însemna să fi pierdut orice, chiar și speranța cu privire la viață, pentru că în vremea aceea lepra, cred că și în vremea aceasta, când mă înșel, este o boală incurabilă. De asemenea, însemna să pierzi toate proprietățile care le aveai, pentru că trebuia să fie un om diagnosticat cu lepră, trebuia să fie izolat afară din localitate, din oraș, din cetate, din sat, din comună. De asemenea, era pierderea familiei. Dacă erai tată sau dacă era mamă și aveai copii, știai că atunci când pleci pentru locul, spre locul unde erai izolat, e un drum fără întoarcere, cu sens unic. Îți dădeai ultima îmbrățișare copilului sau soțului sau soției. Și apoi erai într-un loc în care nimeni nu te vizita. Din contră, când se apropia cineva, trebuia să strige în gura mare, lepros, 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 ca nu cumva să vină cineva să se infecteze. În condiția aceasta umană, unul singur se apropie de ei. Și acela este Domnul Iisus Hristos. Și acum, frate Cătălin, aș vrea să ne uităm la acest paradox de care spuneam. Când îl văd pe Hristos, Biblia spune că toți împreună au început să își ridice glasul și să zică, Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Toți strigă după binecuvântarea lui Dumnezeu. Toți se roagă și cer Domnul Iisus Hristos să aibă milă de ei. Și ce este frumos este că Domnul Iisus Hristos îi ascultă pe toți.
pentru că le spune, duceți-vă și vă arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, toți au fost curățiți. Numai că doar unul se întoarce înapoi. Și aici este paradoxul. Când sunt la necaz, toți se roagă. Și ascultați-mă, am întâlnit oameni în spitale, nu mai contează ce religie ai. Când sunt șase într-un salon la oncologie, toți se roagă, toți strigă după ajutorul Dumnezeu. Doar că atunci când dacă Dumnezeu ascultă rugăciunea, sunt puțini care se întorc la Dumnezeu cu mulțumire și cu recunoștință. Și uitați-vă, din 10, uitați-vă care e paritatea, 10 se roagă, Dumnezeu ascultă pe toți și doar unul îi mulțumește lui Dumnezeu și dă dovadă de recunoștință. Doar unul singur. Și cred că proporția aceasta, să știți, fără să am studii elaborate pe tema aceasta, sondaje foarte bine făcute, dar uitându-ne la viețile oamenilor, la preocupările lor, cred că proporția este aceeași. Când suntem la necaz, toți strigăm după ajutorul lui Dumnezeu, toți cerem îndurarea lui Dumnezeu, toți ne rugăm ca Dumnezeu să-și dea binecuvântarea. Dar când Dumnezeu răspunde cu binecuvântare și ascultă rugăciunea, sunt puțini cei care se întorc spre Dumnezeu cu mulțumire și cu recunoștință, să fie recunoscători înaintea lui Dumnezeu. Așa e, slavă Domnului, și mă bucur că ați adăugat remarcile acestea la această pildă, pentru că este o pildă atât de grăitoare și atât de actuală. Spune că s-a întâmplat ieri, parcă așa de reală este și în zilele noastre, pentru că oamenii până la urmă au rămas așa. Eu cred că nu istoria e vinovată pentru starea aceasta, ci ființa omului care, indiferent de epocă, a fost la fel. Natura aceasta a noastră umană de a fi nemulțumiți, de a încerca să îl privim pe celălalt mai sus decât noi, de a îl vedea pe altul mai bogat, mai binecuvântat, mai bun decât noi. E o chestie care ține de firea noastră pământească și asta numai Domnul Hristos o vindecă. Frate păstor, revenim la păstorire. Vă rog. Aș putea să mai spun ceva. Ne-am uitat că mulțumirea este porunca lui Dumnezeu. Nu este opțiunea mea, ci este porunca lui Dumnezeu. Mulțumiți lui Dumnezeu. Am văzut că noi trebuie să mulțumim Dumnezeu pentru toate, și pentru binecuvântări și pentru necazuri. Am văzut că sunt puțini oameni care mulțumesc. Aș vrea să ne uităm și la imaginea unui om mulțumit. Cum arată un om mulțumit? Și aș vrea să rămânem, pentru că dumneavoastră aminteați de cei 10 leproși. Exact. Să vedem de fapt că nu e suficient să mulțumesc prin cuvinte, să spun mulțumesc, ci mulțumirea sau recunoștința este mai mult decât o exprimare în cuvinte. Spune cuvântul Dumnezeu în Evanghelia după Luca, capitolul 17, versetul 15, unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors. Și pe el îl aștepta familia. Îs convins că avea o locuință și el aș vrut să meargă ca și ceilalți, cât mai repede la cei dragi. Dar mai întâi se uită la cel care a dat binecuvântarea. N-a fost interesat doar de dar, ci este interesat și de dătător, de cel care a dat binecuvântarea. Și spune s-a întors, adică a făcut din Dumnezeu o prioritate. Cred că un om mulțumitor face din Dumnezeu o prioritate. Sunt multe alte lucruri importante din viețile noastre, dar deasupra tuturor este dătătorul binecuvântării și acela este Dumnezeu. Apoi mai este un detaliu, spune, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Omul acesta slăvea pe Dumnezeu cu glas tare. Noi suntem obișnuiți să slăvim pe Dumnezeu cu glas tare unde? Ori acasă, când suntem în părtășia familiei, ori la biserică. Știți unde era omul acesta când slăvea pe Dumnezeu cu glas tare? Pe stradă. Exact. Un om mulțumitor îl slăvește pe Dumnezeu printr-un mod de viață, oriunde este. Pentru că recunoaște că Dumnezeu merită slăvit pentru ceea ce este, pentru ceea ce are, pentru ceea ce a primit. Dumnezeu merită slăvit și eu cred că mulțumirea trebuie să fie o atitudine pe care să o am nu doar la biserică, nu doar acasă, ci și la locul de muncă și la școală. Oriunde aș fi, eu prin modul meu de viață trebuie să-L slăvesc pe Dumnezeu pentru ceea ce Dumnezeu a făcut și face în viața mea. Și mai face un lucru, spune, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare, s-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și a mulțumit. Smerenia. Să recunosc că Dumnezeu este cel care dă. Că dacă n-ar fi dat Dumnezeu, el era tot acolo izolat
și fără speranță. Dar dacă acum se va întoarce acasă, e pentru că Dumnezeu i-a dat această binecuvântare și se închină, se zmerește înaintea lui Dumnezeu și spune, i-a mulțumit. Și aș mai vrea să mai prindem aici, cel puțin încă, un detaliu, frate. Vă rog. Cătălin. Mulțumirea nu e o binecuvântare pe care, sau nu este rezultatul binecuvântărilor pentru trup. Adică, nu mulțumesc lui Dumnezeu doar pentru binecuvântările pe care El mi le-a făcut sau mi le-a dat pentru trup. Ce, când am o atitudine de mulțumire, beneficiile sunt mai multe și sufletul se bucură, pentru că spune Domnul Iisus Hristos așa, apoi a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Un om mulțumitor se bucură de binecuvântarea lui Dumnezeu și pentru trup, dar și pentru suflet. Și acum vorbeam despre recunoștință pe drumul credinței. Cred din toată inima că un om mulțumitor trăiește cu atitudine de recunoștință pe drumul credinței. Adică nu uită nici măcar într-o zi despre cine este Dumnezeu, despre ce a făcut Dumnezeu, despre ce face Dumnezeu și ce va face Dumnezeu pentru sufletul lui, pentru viața lui. Omul mulțumitor se bucură de binecuvântarea lui Dumnezeu și în trup și în suflet. Vreau să punctez și lucrul acesta. Foarte important. Aș vrea să ne apropiem de încheiere și aș vrea să încheiem într-un ton așa încurajator. Cred că fiecare dintre noi la un moment dat în viață am fost nemulțumitor sau poate unii chiar acum când urmăresc au starea aceasta de nemulțumire. De ceea ce au, de ceea ce primesc poate de la părinți, de starea în care se află. Și mă gândeam dacă boala aceasta nemulțumirii, molima aceasta, care te macină, știți că nemulțumirea îți provoacă o stare între aceasta de irascibilitate. Întotdeauna ești supărat, întotdeauna te uiți la ceilalți. Invidia, tot din nemulțumire vine, pentru că altul întotdeauna va fi mai tare ca tine. Mă gândeam, ce soluție biblică este, sau dacă există scăpare de păcatul acesta al nemulțumirii, ce spune, ce putem face dacă ne-a lovit și suntem într-o stare între aceasta de, în primul rând, de nemulțumire față de Dumnezeu și cred că ăsta este cel mai greu, cum putem scăpa? Ce se poate face? De perspectiva care o avem, aș vrea să vă dau un citat, autorul este necunoscut, care spune așa, sunt oameni care îl critică pe Dumnezeu pentru că a pus spin pe tulpina trandafirilor. Alții îi mulțumesc că a pus trandafir pe tulpinile cu spini. Depinde de perspectiva pe care o avem. Indiferent de contextul în care suntem, nimic nu e la întâmplare. În Romani 8:28 spune, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. De o parte, dacă privesc, într-adevăr nu înțeleg de ce. De altă parte, eu cred că dacă mă încred în Dumnezeu, eu sunt părinte, frate Cătălin, tot ce vreau pentru copiii mei, pentru toți cei 29 de copii care am, este ce este bine. Dar în binele pe care îl vreau pentru ei, uneori îi disciplinez. Uneori mă ocup de educația lor. Uneori reușesc să implementez anumite principii în viața lor prin comunicare. Alteori trebuie să am alte metode, nu vorbesc acum, mai ales în vremea aceasta, de metode de abuz sau sub nicio formă. Dar, de exemplu, îmi cer un lucru, spun, nu-l primești pentru că și spun de ce. Și nu-i place că nu primești. E chiar supărat. Dar sunt multe metode. Spune cuvântul Dumnezeu, e mustru și pedepsesc, zice Dumnezeu, pe cine? Pe cine iubesc? Pe cine iubesc? În primul rând trebuie să am această perspectivă că Dumnezeu este în control și că nimic nu mi se întâmplă ca să-mi facă rău, pentru că Dumnezeu este Tatăl meu. În a doilea rând este foarte important din nou să îmi dau seama că uneori binecuvântările, la modul practic, pe unii oameni i-a depărtat de Dumnezeu. Necazurile îi apropie pe unii oameni de Dumnezeu. Frate Cătălin, cei mai mulți oameni care s-au întors la Dumnezeu de când slujesc ca păstor, să știți că n-au făcut o binecuvântare. Cred că printre puținii de care mi-aduc aminte este un medic
care când l-a primit pe Hristos și a avut mărturia publică în biserică, a spus: eu am hotărât să mă pocăiesc și să mă botez, pentru că Dumnezeu m-a binecuvântat. Mi-a binecuvântat viața, m-a binecuvântat cu sănătate, cu înțelepciune, mi-a binecuvântat familia și, copleșit de multele binecuvântări de care Dumnezeu a făcut parte, au hotărât să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn, să mărturisească și în apa botezului. Dar în proporție, credeți-mă, de peste 90%, cei mai mulți oameni care s-au întors la Dumnezeu au făcut-o în urma necazurilor cu care s-au confruntat. Și am auzit mărturii în binecuvântare, când lucrurile mergeau liniar în viața mea, n-am avut timp de Dumnezeu, să-L caut pe Dumnezeu. Dar când au venit necazurile și n-am mai avut unde să alerg. Știți cum imaginez lucrul acesta? Când am venit în satul mare, am locuit în apartamentul pastoral. Era așa, mai multe blocuri, aveam și, era apartamentul pastoral și o curte. Și băiatul nostru de multe ori ieșea în curte. Când toate lucrurile mergeau liniar în viața lui, de dimineața până seara nu era nici foame, nici sete, se juca cu ceilalți copii. Dar când cădea și se julea și curgea sânge, nu-i mai păsa nici de prieteni, nici de colegi. Știți ce făcea? Fugea la tata și la mama, că-l durea, și plângea și cerea ajutorul. Câtă vreme merg lucrurile bine în viață, mulți oameni nu simt nevoia de a-L căuta pe Dumnezeu. Dar când vin necazurile, și ascultați-mă, lucrul acesta e valabil chiar și pentru noi, pentru copiii lui Dumnezeu, pentru creștinii autentici, chiar și pentru cei care purtă numele de pocăiți. Uneori este pericolul să intrăm într-o rutină. Și de cele mai multe ori să rămână doar numele de creștin, de pocăit. Dar modul de viață pe care îl trăiesc să nu mai fie cel pe care îl întâlnesc în Scriptura, acea care îngustă, dar dreaptă, pentru o ascultare totală de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu s-ar putea să spună: Mihai, ca să te conving să înțelegi voia mea și planul meu, pentru că te vreau cu mine în acel loc pe care îl pregătesc pentru tine. Încă de Dumnezeu poate 2-3 săptămâni în spital sau, dar nu pentru răul meu, ci Dumnezeu îmi vrea binele și mă iubește. Și cred că și aceasta este o perspectivă. Acum, cel mai indicat ar fi eu să-i mulțumesc Dumnezeu în binecuvântare. Să recunosc că Dumnezeu este Cel care binecuvântează viața, sufletul, trupul, cum spuneați dumneavoastră, că mă ridic dimineața din pat, nu este meritul meu, nu e obligat Dumnezeu să-mi dea mie sănătate, că mă cheamă Mihai Micula, nu. Este doar expresia clară a dragostei și a bunătății lui Dumnezeu. Și eu să-i spun în fiecare dimineață: Doamne, îți mulțumesc și pentru sănătate și pentru rațiune, pentru tot ce mi-ai dat și în dimineața aceasta, pentru acele binecuvântări de care zice Scriptura, pomenește Scriptura, renoite dis de dimineață, adică toate mi le dă Dumnezeu proaspete, de care am nevoie eu și fiecare dintre noi. Sau am alternativa să cred că e normal ca Dumnezeu să mi le dea și atunci Dumnezeu să spună o zi, două, trei, un an, zece, dar după aceea să zică: Dumnezeu, Mihai, totuși trebuie să înțelegi că nu le meriți, ci este expresia dragostei mele. Și atunci Dumnezeu folosește și metoda aceasta. Sau pot să ajung, de ceea ce spuneam, experiența mea cu Dumnezeu, să înțeleg mai profund, să știți că necazurile ne ajută să-L înțelegem mai profund pe Dumnezeu și planul lui Dumnezeu cu privirea personală. Frate Cătălin, și cu aceasta probabil mă voi apropia de încheiere, m-am implicat în multe. Când am intrat în lucrare, m-am bucurat că voi avea timp de citit, de citit Biblia, de studiu, citit cărți și am citit foarte mult. M-am implicat în foarte multe. Familia, în primul rând, responsabilități în familie, calitatea de păstor, cele două case de copii și multe alte proiecte. Știți de unde am luat timpul? De la relația mea personală cu Dumnezeu. Citesc Biblia în fiecare zi. Dar una e să o citesc și alta e să o studiez. Mă rog în fiecare zi. Dar una e să mă rog câteva minute și alta e să am timpul meu de părtășie cu Dumnezeu, așa profund, serios. Când am ajuns în spital, am redescoperit frumusețea părtășiei cu Dumnezeu. Frate Cătălin, acolo am avut timp de Scriptură, că nu mai puteam face nimic altceva. Acolo am putut să mă rog cât am vrut.
am redescoperit frumusețea părtășiei cu Dumnezeu. Încă o dată spun, și înainte am avut-o, dar de cele mai multe ori o făceam pentru că eram creștin sau eram păstor. Acolo am făcut-o pentru că mi-am dat seama că îl iubesc, că fără el, viața mea este un nonsens. Și îl căutam, și știți cum e, când iubești cu adevărat prezența persoanei iubite, este un privilegiu, nu este o povară, ci este un privilegiu. Și îl căutam, citeam Biblia și am ajuns să citesc cărți într-o zi, cărți din Scriptură. Și nu mai era vorba de 5 sau de 10 minute, mă rugam și ziua, și Doamne, frumos, frumoasă este rugăciunea în zorii dimineții, în priveghiurile nopții. Atunci când este liniște deplină și simți că ești tu, sunt eu și el și Dumnezeu. Este și această perspectivă de a înțelege că necazurile mă pot ajunge să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu, să-I experimentez dragostea și puterea mai profund. Slavă Domnului și pentru bucurii și pentru necazuri. Noi trebuie să rămânem, așa cum a spus dumneavoastră, mulțumitor și în binecuvântări și în provocări. Dumnezeu așteaptă lucrul acesta de la noi și El știe ce este cel mai bine pentru noi. Dacă viața noastră are nevoie de un refresh, să zic așa, de o reînnoire printr-un necaz, Dumnezeu este suveran și El le poate permite și un necaz în viața noastră și mai mult El ne-a promis că va fi împreună cu noi. Și asta cred că e cel mai mult. Nicăieri în Biblie nu spune că vom avea parte numai de bucurii. Ci dimpotrivă, vom spune, în lume veți avea necazuri. Dar Dumnezeu a promis că va fi cu noi. Frate pastor, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acesta, iar în mod special vă mulțumesc pentru libertatea cu care ați împărtășit mărturia problemelor prin care ați trecut, provocările pe care ați trecut. Sunt oameni care trec prin necazuri și nu sunt deschiși să vorbească. Știți că noi ne hrănim foarte mult și din experiențe și vreau să chiar să vă spun și am spus asta de când am putut și am avut ocazia. Una dintre cele mai importante experiențe pe care le-au oamenii sunt cele mai căutate pentru că sunt exemple practice ale vieții. Știți, predici, cântări, tot felul de programe, oamenii le urmăresc, dar ceea ce povestim din propria viață, din atunci când arătăm modul în care Dumnezeu, în măreția Lui, a lucrat în viața dumneavoastră, ceea ce a făcut și dumneavoastră astăzi este extraordinar. Practic este o lecție învățată pe patul acela de spital, unde Dumnezeu v-a învățat și cititul Scripturii, v-a readus aminte și de rugăciune și știu că în perioada aceasta de necaz, să știți că toții am trecut prin redescoperirea a ceea ce înseamnă părtășia aceasta cu Dumnezeu, prin cuvânt și prin rugăciune. Eu vă mulțumesc foarte mult și în primul rând vreau să vă spun că ne bucurăm de activitatea dumneavoastră. Mă bucur că în continuare Dumnezeu va binecuvânta cu copiii aceștia, deși o perioadă grea, vă dați seama, să ai grijă de 29 de copii nu este atât de ușor și ne rugăm ca Dumnezeu să vă dea binecuvântare și mai mult să vă dea toate resursele necesare ca și acești copii să își poată duce viața și să fie parte a familiei lui Dumnezeu până la urmă. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Frate Cătălin, dați-mi voie, vă rog, pentru că în câteva zile intrăm în Săptămâna Mare și vom sărbători moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Dumneavoastră, celor care lucrează cu dumneavoastră, celor care ne vor urmări și eu mă rog din toată inima pentru întreaga națiune să fie sărbători binecuvântate. Și tuturor vă spun din inimă, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră în seara aceasta. Îți mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Nu uitați să fiți mulțumitori, nu uitați să fiți recunoscători în primul rând Dumnezeu și, bineînțeles, lucrul acesta îl vom face și noi. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!